Sfinții 40 de mucenici au fost soldați în armata romană. În timpul prigoanei împotriva creștinilor au fost judecați și condamnați la moarte pentru trădare, pentru că nu au vrut să aducă jertfe împăratului. Sacrificiul lor a fost celebrat astăzi în toate bisericile din țară. Tradiția populară spune că bărbații trebuie să sărbătorească această zi prin consumarea a 40 de pahare cu vin. Bărbații arădeni, mai cumpătați din fire, spun că sar peste această tradiție. Astăzi e tradiția celor 40 de mucenici cu cele 40 de pahare cu vin. O țineți de obicei? Nu. De ce? În primul rând că n-am știut și în al doilea rând că nu-i voie să beau vin. Nu. Nu. De ce? Nu știu, parcă aici în zona noastră nu e așa tradițională. Deocamdată nu mai beau, vreau să mă fac mai mare și nu mai consum alcool, nu indicat alcoolul pentru cura asta care o țin acum. Mai de mult o țineați, o mai sărbătoreați? Nu chiar, nu obișnuiesc să fac exces de alcool, să zic așa. Alții sunt însă mai tradiționaliști și consideră că e păcat să nu respecte obiceiurile. Paharele, cred că o să încep cu ele să ajung până diseară la 40. Cât de mare e paharul ca să rezistați la 40? Așa de 20 de grame. Ce care profită de această tradiție a celor 40 de pahare cu vin băute în această zi? Cunosc mai puțin însă un alt aspect al acestei tradiții și anume acela că cele 40 de pahare cu vin băute astăzi au rolul de a asigura bărbatului energia și vitalitatea necesară pentru a munci în tot restul anului. Tot în 9 martie, în popor se spune că se încheie perioada cunoscută ca zilele babelor și începe săptămâna moșilor.